În instituțiile în care românii ar trebui să-și îmbunătățească în mod normal starea de sănătate, riscă să-și piardă viața. Incendiul de la Institutul Matei Balș a revoltat întreaga Românie. 7 pacienți au ars de vie, iar 3 au fost găsiți carbonizați. Mehedințenii sunt îngrijorați de stadiul în care a ajuns sistemul medical. Este revoltător cum se așteaptă să moară oameni, iar abia ulterior se iau măsuri. Sistemul medical din România a ajuns în colaps, asta spun cetățenii. Sunt îngrijorați de momentul în care va trebui să intre într-o unitate medicală. În țara noastră se așteaptă ca zeci de pacienți să moară în spitale din cauza incompetenței autorităților guvernamentale, iar abia ulterior se iau măsuri. Nu se știe de prevenție sau de interes în ceea ce privește sănătatea românilor. Întreaga Românie este revoltată după incendiul de la Matei Balș, iar mehedințenii sunt mai îngrijorați ca niciodată din cauza neglijenței și nepăsării. Ce părere aveți despre incendiul de la Matei Balș? Adică este necesar să ardă mai multe persoane ca să se ia măsuri? Nu, neglijență și nepăsare. Nu e primul, spitale vechi, infrastructură la pământ. Nu vede și dumneavoastră, nu se face nimic de câți ani de zile. Eu nu știu de ce l-am omorât pe Ceaușescu. Acum, deci după am 30 de ani, era întâi de ani, am fost la Revoluție, în Timișoara, în Arad. Și acum când mă uit, nimic nu se face. Nimic, păcat. Păcat de țara asta. A cui este vina? Autoritățile care conduc țara noastră, cine se vede bine? Autoritățile să ia măsurile care se impun înainte de a se ajunge la. Aia e problema. Adică să fie un pic mai mare interes din partea edililor pentru prevenirea unor asemenea evenimente. Incendiul de la Matei Balș este al treilea caz după Colectiv și Piatra Neamț. Neglijența autorităților ucide oameni nevinovați. Ne întrebăm ce așteaptă autoritățile să se mai întâmple în spitalele din România pentru a lua măsuri de prevenție astfel încât situații similare să nu se mai întâmple. În alte state, de la un singur pacient mort, sunt zeci de persoane care demisionează. În România, lucrurile sunt pe dos. Persoanele responsabile se agață de funcțiile pe care le dețin fără a face ceva în folosul cetățenilor.